promis și vă țin de cuvânt, dezvoluim în doar câteva clipe legăturile dubioase ale șefilor din poliție. Cum a reușit Cherechie să-i fenteze pe toți. Am aflat și ce ascunde direcția de informație a Ministerului de Interne. Iar primarul condamnat pare să fi scăpat chiar de cei care îl filau. Vă prezentăm și o anchetă spectaculoasă despre cum poți fugi din țară, unde plătești paga, la ce ghișeu, la ce magazin. Ce a fac Cristoiu despre fuga din țara lui Cherecheș. Și un reportaj cutremurător, ce fac cu copiii în școlile din România. Breaking news. Noul șef al IPJ Maramureș, proaspăt interimar după demiterile făcute de ministrul de interne, apare și el în două dosare penale. Mai mult, când era șeful serviciului secret la Cluj, numele lui era invocat de mai mulți inculpați într-un dosar al DNA, iar presa locală a publicat informația că ar fi fost prins de colegii de la IPJ Cluj când conducea o mașină care figura furată în Italia. Iar șeful poliției de frontieră, proaspăt demis, este concubinul blondei lui Boc. Toate încrengăturile șefilor din poliție le-a aflat Marlena Nedel. Cu Marlena? Bun găsit! Noul șef împuternicit la IPJ Maramureș și acolo unde polițiștii ar fi trebuit să știe orice mișcare pe care o face primarul Cherecheș, aflat sub control judiciar, este comisarul șef Constantin Ilea, care a avut în ultimii ani numai funcții de comandă la Cluj, la IPJ, dar și la serviciul secret al MAI, SIPI Cluj. Numele său a apărut într-un dosar al DNA Cluj, în care fostul președinte al Consiliului Județean, Horea Uioreanu, a fost acuzat de fapt de corupție. Uioreanu vorbea cu șeful său de cabinet despre șeful SIPI Cluj, Constantin Ilea, că le-ar fi spus pe numele căror inculpații din dosar s-au emis mandate de interceptare. Am chemat la mine un șef de serviciu secret, vorbeau inculpații din dosarul DNA, printre care și șeful CJ de atunci, Horea Uioreanu. Iar câțiva ani mai târziu, când era adjunctul poliției județului Cluj, un alt scandal a izbucnit pe numele comisarului. Presa locală a publicat informația că Ilea ar fi fost prins la volanul unui BMW furat din Italia, mașina fiind cumpărată de firma de avocatura soției comisarului. Iar fostul inspector șef al poliției de frontieră, proaspăt schimbat din funcție, vine, coincidență sau nu, tot de la Maramureș via Cluj. Victor Ivașcu a fost adus în funcția de la București cu sprijinul concubinei sale, Gabriela Ferenț, cunoscută ca blonda lui Boc. De altfel, Ferenț a fost și secretar general al MAI în mandatul liberalului Lucian Bode, ministrul care l-a numit de altfel și pe concubin în funcția de șef al frontierelor. Mulțumesc mult, Marlena. Deci, cu care să începem? Cu actul de maximă transparență pe care l-a făcut Bode, numindu-l pe Gagicu secretarii generale de la ministerul lui, șef al poliției de frontieră, cu care are și un copil, adică nu, că nu e o bârfotecă. Deci aia să trec unul pe altul în declarația de avere. Înțeleg? Are și casă de la el, da? Așa? Sau cu ăla de la 2 și un sfert Cluj, care dădea lor care sunt înregistrați ponturile, că ascultă miliția. Deci asta este infracțiune, da? E faptă de corupție. Divulgarea de date nedestinate publicității este faptă penală. E în legea 78/2000. Dar avem pe judecătoarea de la Suceava. Am avut o judecătoare de la Înalta Curte. Georgeta care... Barbălată, care a făcut câțiva ani de pușcărie. N-aș vrut să-i mai spun numele. Păi spun numele, e exact un exemplu viu. Pentru asta a fost femeia asta, nu că destituită, judecată, condamnată și a executat pedeapsa. Exact pentru fapta pentru care domnul ăsta a fost promovat. Da. Nu mai zic nimic. Păi ce poate nu mai că e lipsă nimic, de cadre, poate n-au pe cine să... Deci când îl întrebau ăștia, l-am văzut, bă, tu l-ai văzut, Robert, conferința de presă a lui Ineptul ăla de la frontiere? Da. Deci a fost fabulos. Fabulos. De ce el întreabă, zice, bre, a trecut pe la voi? Da. Și l-a controlat unul, de 21 de ani vechime, zice, plin de realizări, a și contribuit la prinderea unor făptași. Ok, și păi de ce l-a lăsat? Era obosit, era la sfârșitul turei. Ce, a avut o bănuială că nu e el, dar dacă avea actul corect, l-a lăsat să treacă. Ce, dar vă rog să fiți atenți. Ungurii ne aveau cameră de la vedere. Bă, mâncați-aș gura de la Matale a plecat, nu de la unguri s-a teleportat. Cum e filtrul comun?
Deci n-aveau ce să-i reproșeze. Nu, dar stai că controlul pe acte era la noi. Da, și ăla era... Cum e. Și la întoarcere la unghi. Era obosit. În... Băi, ești foarte obosit, mă, îți dai seama. Da? Deci, deci fii atent, uiți la asta am și sapă, muncă. Am spus astăzi într-o intervenție. Nivel... Martorii îl descriu pe Chiraicheș ca având reacții. Era tensionat. Da, zice taximetrist, era agitat. După 21 de ani de experiență, nu vezi că ăla care a venit în frontieră e agitat? Oare de ce e agitat? E, poate s-a controlat. Dar să nu zic că ăla dă-n poză, Văru era cu 10 ani mai mic. Așa e. Mult mai tânăr. Domnul general, nici eu nu mai semăn bine cu ăla, dar cu 10 ani. În primul rând, 20 de kg în plus. Că nu înțelegem despre ce e vorba. Aici vorbim despre o filieră clară de la șoferul de taxi care l-a luat și care vine și zice, domnule, s-a urcat la mine unul în mașină, era surescitat așa cu tare, mi-a pus un bilețel pe bord cu satul mare, da? Nu mai mi-a scris pe parbriz, pentru că era parbrizul a buricii, a scris satul mare. Și am luat-o. Băi, deci... Domnule, bine, ăla nu era șoferul de taxi. Și ăla a plecat de secretară să-l care. Învățaseră dinainte poezia. Da. Domnule, stați un pic... Am un mesaj pentru colegii mei din regie. Dat fiindcă la miliție se poate să fie obosit la sfârșitul programului, cred că în această seară veți fi scuzați că la sfârșitul programului, la ora 23, băgați-vă niște desene animate pe post. În definitiv, sunteți niște oameni care sunteți la sfârșitul programului de lucru, nu? Și cu mulți ani de experiență. Da. Și cu mulți ani de experiență. Domnul Zamfir, nu-i pe bune. Ajung iară la aia și iar mă acuză lumea că îmi pune greț țara în Sfântă Zi Națională, că se apropie. Dumnezeu a zis bine, Fane Spoitor, mă, România e cea mai țară proastă. Nu, dar spuneți de asta, domnul senator, că i s-a cam părut că n-ar fi el. Explicația asta, mi s-a părut că... Dom'le, i s-a părut că n-ar fi el, bă, dar avea actul în regulă. Nu, e... Păi, și dacă vin eu cu buletinul lui Michael Jackson, ăla, pe bune, îmi dai drumul? Ce, bă, nu e chiar, n-ar ducea Michael. Bă, da, actul e beton. Da, n-am, nu există explicații. Sincer, mă, ne... tot gândesc ce să spun. Adică, dacă ar exista vreun argument, considerând că aș fi avocatul ăstora, ce să spui în apărarea ta în momentul ăsta? Că ești obosit. Okay. Păi, obosit ce stai, domnule, că nu descarci aparatul de sudură. Ești acolo, iei un buletin sau un pașaport, verifici și așa mai departe. Mai spui și că... Era la sfârșitul unei ture de 12 ori. Gândește-te că totuși era... Bine, aș întreba și eu la poliția de frontieră. De ce sunt... Bă, la proaspăt demisul ăla, cu acordul lui au simțit nevoia, că avea omul concurs și altfel câștigă bani. Prietene, de ce 12 ore tura? În România e de 8 ore. Pe codul muncii. N-au ca să apuce să vină n-au cadre de aia. Nu sunt oameni în frontieră la ITP de frontieră. Eu cred că a fost tocmit exact ăla în ziua aia ca să fie pregătit să comunică de personal. Bă, iar mie mi-a plăcut aia, bă, de ce fabuloasă aia, Robert. Și bă, ce, de unde a știut Chiraicheș cu 3 ore înainte că o să-l condamne? Nu, știam toți că o să-l condamne pe Chiraicheș, că nici dracu, mai ales după episodul cu Mita, cu tortul, cu dracu, cu soacra, cu, după ce a amenințat la mine că și-omoară soacra, își divorțează de nevastă și tot, lumea s-a așteptat să-l achite pe Chiraicheș. Era așa o mare așteptare în privința achitării. Întrebarea asta retorică. Și de unde știa Chiraicheș? Dar câte taxiuri ar fi trecut pe la frontieră în ziua aia? Nu știu de ce se trece, că e micul trafic acolo. Cred că mai ducă ea cu taxiul. Că se trece până în Ungaria. Când verifică și în fund vorba aia la orice act. Băi, aia că vorbeam astăzi. Bună întrebare, dacă ar fi avut bănuială, v-am înșut, se uita în portbagaj. Vei dacă că ăștia n-au valize, n-au nimic. Dar puteau să se ducă să-și cumpere ouă, brânză din Ungaria. Dom'le, stați puțin. Deci ăla îl chema cum, pe Văru sau cum îl chema? Altfel. Altfel. Da? Nu îl chema, nici Chiraicheș. Nu, îl chema altfel. Dom'le, deci te uiți la un dat. Păi să eu nu... Păi numai, poate era un vameș rezist care n-avea cablu și televizor în casă. Nu știa cine e. Dar avea recorder. Poate. Da, avea recorder. Mă, lui s-a cam părut că n-ar fi el. Da. N-ați înțeles? Deci avea niște... Dar era obosit, mă. Bă, mi-aș fi știut să înțeles. De câte ori plec din țară, foarte rar cu mașina și foarte des cu avionul, de fiecare... Nu, și cred că așa, la nivel de notorietate, sunt un pic mai cunoscut decât Chiraicheș în țară, că mă ajută televizorul ăsta. Nu e să uită aia în actul meu, să uită la mine. Bă, el o fi... Așa?
Iar să mă uită, iar să mă uită la mine, ăia care, mă rog, vor să vă facă și un pic de conversație. Ce faceți, domnul Ciutacu? Unde mergeți? De unde veniți? Nu știu ce. Mă, nu mă, la chereche. S-a uitat la chereche. Bă, nu prea aduce, dar pe tot. Băi, dar asta este... Noi filmul ăsta l-am mai văzut, mă. Îl vedem de fiecare dată cu ăștia care află la un moment dat, că mai stau și ascultă sentința lângă graniță, ca să spunem așa, la un moment dat. Da? Păi, se spune, gata, s-a dat. Nu ți-a făcut s-au la fel? Da, s-au dat 5 ani, exact. Da, da, i-a plecat cu 24 de ore mai târziu. S-a plecat un mic mai repede. N-ai mai avut de comentat așa o fază, da? Da, și după aia Udrea, asta, ca să că mi-aduc aminte, mi-a capul, mi-aduc aminte și de Udrea. O găsi, bă, foamea și pișarea în mijlocul Bulgariei, mă, mânca, gura voastră. Nu putea să se ție până la Salonic. Și a stat acolo așa să ia prânzul, a să... A prost sfătuită. Aia zici că s-a predat intenționat, iar ăsta zici că, pe cuvântul meu, tot universul a conspirat. Dar poza aia înșenată de parc... Eu am scris în urmă cu niște ani de zile o anchetă. Ați auzit de domnul Tânjală, Mihai Tânjală? Da. Da? Deci pe domnul Tânjală, la fel... El a privatizat Nitramonia. Da. În iunie 2009 l-au condamnat, culmea, tot la 5 ani de închisoare. Mă înțelegeți? La 5 ani. Și omul a luat o teleap prin Bulgaria și a ajuns de l-am găsit eu în 2016 la un moment dat, știu ce, în Statele Unite ale Americii, unde era proprietar de aerodrom. Da? Eu când l-am sunat și am zis, domnule, ești pe site-ul poliției române la urmăriș general. După care când am sunat la poliția română și le-am spus, l-am găsit pe unul dintre aia de căutați dumneavoastră, și eu mi-au zis, am pus la 112, am înregistrat confruntarea. Și zice, cine? Unul zice, Tânjală, îl găsiți acolo. Trimiteți-ne datele. Păi zic, bă, dacă eu ca ziarist... Omul era patron de aerodrom, dăduse un milion de euro și cumpărase un aerodrom acolo și mai departe, în Statele Unite ale Americii, a durat 3 ani de zile până l-au adus din America, de la partenerul strategic, să își ispășească pedeapsa în România. Culmea, deci pare că ăștia care sunt cu 5 ani condamnați la un moment dat, da? Nu exclus să-l găsim. Cum ar zice avocata penalilor? Nu-i nici, da. Nu-i nici puțin? Exact. Da, așa. Da? Deci, bă, cum ajung ăștia? Și ăla plecase la fel. Deci, păi ți-a apucat jogging-ul, domne, sportul. Dar mamica, care nu e acuzată de nimic, dar și are toată averea lui Cherechie și a turit o săptămână înainte. Da. Deci cum mamica nu? Femeia a plecat, până n-avea niciun... De ce nu e acuzată de nimic? Păi dacă nu e pusă... Păi nu e sursa banilor? Nu e pusă sub acuzare, soție învinuită, n-avea măsură preventivă, a plecat femeia liniștită. A plecat și eu. Vașca că e și gravidă, ce să-i faci? A plecat, nu? Corect. Uite, Ion Cristoiu a vorbit și el despre fuga din țara lui Cătălin Chirecheș. Ce a aflat reputatul jurnalist despre planul bine pus la punct al primarului și cine l-ar fi ajutat, aflăm chiar acum. Sigur, această plecare are și multe implicații politice. Fugă. Prima și cea mai importantă este faptul că tot numai bine ce se lăudase guvernul Marcel Ciolacu, că aduce, că nu pleacă nimeni, că tot ce este condamnat face pușcărie și dita mai primarul a plecat din țară în loc să execute pedeapsa. Al doilea este unul care privește pe Cătălin Chirecheș. Sigur, 5 ani e greu, dar mă rog, poate că dacă se preda, nu știu, poate făcea avocatul, nu știu ce, recurs în anulare sau ceva și, nu știu, poate că mai avea o șansă. Acum n-are niciuna și nu e așa ușor să stai fugare. A treia implicație este faptul că dacă mai avea nevoie, nu auzi, Austria și țările care sunt în spate, să fie un argument că nu trebuie să extindem spațiul în Schengen prin admiterea României și Bulgariei, acesta este unul din România, a trecut dincolo în spațiul Schengen, a trecut frontiera de la noi, unul cu taxiul și cu un document fals. Sigur că era asemănat. Păi, băi, oameni buni, aceste frontiere de obicei se trece în altă vreo, cu avionul particular, cu mașină particulară, cu submarin, deghizat, cu 4-5 pașapoarte când vrei să treci, da? Cu rețea. Bă, ăsta n-a trecut nici cu rețea, nici deghizat, nici cu ăla, modificări faciale, nici măcar cu perucă.
pur și simplu a trecut cu taxiul prin fața, prin poliția noastră, marea noastră poliție de frontieră, și cu documentul ăla, sigur că semăna. Te așteptai, nu știu, să fie, v-am zis, cu modifică, și-a modificat fața sau părul sau, nu știu, are mască, e travestit în capră, în iadă, în oaie, în, nu știu, în vameș, în polițist de frontieră, și a trecut un taxiu și a prezentat, nu știu, eu jur, ascultă-te-mi, plecând de la o intuiție de scriitor, că domnul Cerecheș nu a ajuns întâmplător în fața acelui polițist de frontieră mult lăudat de către șefii lui. Este foarte... Deci, felul în care pleacă el, lasă impresia unei din ele. Aoleu, și că a plecat cu vreo câteva ore înainte de a afla sentința. Te gândești când comanzi taxiul, că te recunoaște taximetristul, că zice, stai, domnule, plecat, vreau să aveți, vă știm de la televizor, da? Doi, de unde știi că... Pentru că dacă ai pașaport fals făcut aproape, semănând perfect cu la autentic, puțin îți poate. Dar când te duci cu un asemenea mijloc, ai emoții. Merge așa chiar la... Bă, să vedem ce iese. Nu, e clar că s-a dus la punct fix. Un singur amendament, domnul Cristoiu, pașaportul nu era fals, personajul era fals, nu corespundea cu pașaportul. Domnul Zanfir, îmi place, n-aș vrea să vă stric armonia din coaliție, dar cu o zi înainte, știți că aveți o colegă, doamna Gorghiu, care a muncit 20 de ani să ajungă ministru al justiției și de atunci tot spune ce binefaceri ne lovesc de când ne domniază. Noi cu o zi înainte, iar dădea un ultimatum fugarilor din țară și venim peste voi, vă aducem, și ne-a anunțat că îl aduce pe DJ Boroș. Eu și uitasem că există unul pe care că l-au căutat 10 ani, Popa, ceva pedofil. Pentru mă rog, condamnat 10 ani, adus... era o faptă gravă și acolo. Păi nu, dar stai, dar asta 10 ani plecat. După 10 ani l-au adus pe DJ Boroș. Și azi, de unde? Din Italia. Fix a doua zi a plecat Chereche. Și eu m-am gândit că noi avem ceva colaborare cu italienii, ei ne dau unul, noi le dăm unul. Da. Iar astăzi... Acum... Culmea obrăznicei, mai dă un comunicat de presă și ne anunță că sunteți pe cale să adoptați la Camera Deputaților. Da. Că de voi la Senat a trecut înăsprirea pedepsei cu încă 3 ani de zile și a zis chiar că și nu știi ce te așteaptă. Dumnezeu, eu nu știam să mă ascund dacă eram în cazul ăsta. Păi asta cu legea e o realitate. Așa. Într-adevăr, la Camera Deputaților. Păi și aveți impresia că dacă le măriți cu încă 3 ani de zile, nu se mai vite aia pe goană? Nu știu, cred că te mai gândești de două ori. Că da. Spunea aici doamna Alice că dacă viața nu e ușoară de fugar. Nu e scumpă. Dovadă că costă bani mulți. Până la urmă. Costă bani mulți. Costă și bani mulți. A fugit și Elena de care vorbeați. Păi? Și s-a întors și de pe Costa Rica. S-a întors. Costa Rica, că erau costuri mari acolo, adică, sincer. Da, nu e ieftin. Lângă viața grea de acolo, erau și costurile mari. Deci viața de fugă. Păi da, încercat numai... și a doua oară. Păi nu știu. Către da, Grecia. Corect. Acum păi... nu știu. Da, a încercat-o aia. Aia este cum nu se face, adică este cea mai proastă deci, domnule, decizie. Facem posibilă. Un manual în această seară. Bine, cum se fuge din țară și cum nu păi se fuge din țară. Repet, eu avem cred două exemple. Domnul Cherche și doamna Udrea. Întâmplător păreau la un moment dat chiar un cuplu. Colegul meu, Laurențiu Ionescu, de la evenimentul tine, îmi spune că a fost vorba de carte de identitate și nu pașaport. Și el susține că în bună era măsură nu, e în bună măsură problema este cu maghiarii la frontieră. Da, nu ungurii devin da, întotdeauna. Ungurii devin. Da. Deci niște șovini. Eu repet. Și haide să vedem. Ne-au lăsat, l-au lăsat să scape. Hai să vedem viața lui Cherecheș. Deci a plecat să sabotează și de la noi, exact. Da, da. Așa a plecat și Arsene, așa a mai plecat și cine mai plecat? Numai asta Săvulescu, ăsta a ieșit. Da. Să vulesc cu Champions League, i-au judecat italienii și a zis că a fost prea aspri. Ăsta a fost... i-a dat 3 ani cu suspendare. Păi, justiție. Avea 5 ani și 6 luni de pușcărie și i-a dat 3 ani cu suspendare. Dom'le, dar toți ăștia fugiții, nu știu dacă... Nu, poate greșesc. Dom'le, e vreunul bine din fugare ăștia. Da, toți. Bica, Daniel Dragon. Așa, Bica, deci, Daniel Dragon. Bica, la cine știe unde? Statul român n-a pus mâna pe niciunul. În Italia toți s-au predat. În vederea executării pedepsei. Hai să fim sinceri. Aia sunt la ochi de acolo, domnul.
Păi am înțeles, uite, deci omul ăsta, Vulcov s-a dus și s-a predat autorităților italiene sperând că nu va fi extradat. Așa a ajuns. Arsene. Domnul Oprescu, ce mai fac? În Grecia. Da? Deci au dat grecii o treabă definitivă că nu se mai întoarce. Deci e liniștit, adică nu are nicio treabă. Amă, nu, toți sunt bine. Cine are noroc are, domnule, asta e. Cum zice vorba clasică. Exact. Cine are noroc are. Domnule, cine are. Asta e viața. Stai să fie care ești noroc. Da, repet. 3 ani de zile în plus. Domnule, până acum are. Domnule, 2 zile. Stai, domnule, că nu știu unde ai ajuns. Omul e Mexic. Ce mai căutați în Italia? Ce așa nu fi? Ai, mă, ce dracu e mai rău cu pedepsă mai mare. Prost să fii să stai în Italia. Când toată lumea te caută în Italia. Exact, dacă ai 3 ani în plus, domnule. Domn Ciutacu, domnule. Ai 5 ani. Mai dă 3 ani în plus, zici. Coș, frate. Nevastă tânără, nu poți să... Mă mai gândesc. Nu poți să stai 8 ani. Nu cred. Fizică, m-a ambiționat domnul, păi, și aduce tot doamna Gorghiu înapoi. Păi, pe mine asta mă îngrijorează. Ceva cu doamna Gorghiu. Păi, pe mine asta mă îngrijorează. Cum aduce unul cu pleacă? Eu am încredere. Că nu-i aduce ministru. Dar cine aduce? Ministru, păi, nu-i aduce. Se... Instituția. Dumne, vorba lui Hristoiu, hai că mă enervez. Dumneavoastră ați mai pomenit ministrul de justiție de pe planeta Pământ care să aibă cont pe TikTok și să dea comunicate de presă din gură pe TikTok? Nu, dar în toate există... Când l-a adus pe boienică. Bă, da, ne suntem zdrave la cap. Lăsați-mă că eu nu sunt cu caricatura asta. Eu nu am... Acum, ce mă provocați? Băi, și ministrul justiției să renunțe că l-aduce pe boienică și a greșit și numele. Că a luat și de la genică boienică, a luat și de la boienică ceva și a făcut un genică boienică și după aia și-a șters TikTok-ul, după ce a râs toată lumea de ea. Hai, ministrul justiției, mă, și vă aducem pedofilul. Și a fugit penalul. Păi cine mai aduce Alina? Săptămâna viitoare că spune cine mai domnule, stați așa. Pleacă. Are vreo vină la Gorghiu că a fugit Kerkeș? Nu. Păi, n-a spus nimeni asta. Păi nu, dar aici că ne-a zis pe ăla și acum a fugit. Iertați-mă. A fugit ăla. Domnul Predoiu are vreo vină. Da, domnul Predoiu... Ne iertați. Am găsit. Domnul Predoiu s-a dus și l-a convins pe ăla de la IPJ, de la... cum îi zice, mă? Da, Poliția de frontieră. Așa? Și bă, nu vrei tu să... Cu acordul tău, că nu putem să te dăm afară, că câștigi proces. Haide, mă lăsați! Și vine și mi-i scoate pe golanii aia de în funcție și îmi pune alții la fel de mari. Ăla care vindea, ținea tira la aia, ascultați și le spunea, ăla-i nou șef al IPJ-ului. Și că l-am dat pe ăla, bă, că era pe mână cu Cherecheș. A venit, am pus unul de la Boc, de la Cluj, ca osul e tată. N-a apucat să dați un mandat, că află infractorul după colț. E ca la Gigi Becali, dacă vrei să afle cineva ceva, spune un secret. Gigi după colț l-a aflat toată lumea. Așa și la asta, de la au pus șef la IPJ. Ei, dar fiindcă m-ați ambiționat, scandal monstru după fuga lui Cherecheș, da? Mă rog, așa, la suprafață. Au început să apară mărturii revoltătoare despre șpăgile care se dau prin frontiere și cum funcționează totul. Hei, doamnelor și domnilor, că vorbeam de manuale. Un șofer a făcut dezvăluiri despre cum să dau locul exact în care se dau șpăgile în Vama Petea, mai exact frontiera pe unde a fugit Cherecheș, doamnelor și domnilor. Uite, hai să-l ascultăm pe om ca să vedeți, să știți unde vă duceți la caserie. Cred că vă dă chitanță. Recentele arestări din Vămile Românești au scos la iveală nivelul alarmant de corupție de la granițele țării. Scandalul șpăgilor din vamă s-a amplificat și mai tare odată cu fuga din țara lui Cătălin Cherecheș, primarul condamnat la 5 ani de închisoare. Edilul din Baia Mare a reușit să fugă prin Vama Petea cu doar câteva ore înainte să-și primească sentința, folosindu-se de buletinul unui nepot care îi seamănă. Deși este o figură publică cunoscută la nivel național, Vameșii de la Petea spun că nu și-au dat seama că este chiar primarul din Baia Mare.
Informațiile privind ieșirea din țara lui Cherecheș au stârnit interesul șoferilor care știu bunul mers în Vama Petea. După fuga din țara primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, un șofer de tir a decis să rupă tăcerea despre cum funcționează lucrurile în vămile din România. Fie că ai probleme cu legea transporții marfă suspectă sau de contrabandă, e bine, aceste lucruri pot fi trecute uneori cu vederea cu ajutorul mitei. Schema este una extrem de simplă, spune șoferul de tir sub protecția anonimatului. Mai exact, între Vama Petea și cea din Ungaria există un mic magazin ce ar aparține unui vameș român, iar acolo este, citez, punctul de colectare al șpăgilor. Scandalul din Vama Petea nu este singurul. Vama Calafat este tranzitată zilnic de aproximativ 40.000 de șoferi. Potrivit procurorilor, fiecare șofer dădea șpagă între 5 și 100 de euro. La finalul zilei, un agent vamal pleca acasă cu cel puțin 500 de euro, iar la final de lună aduna în jur de 75.000 de euro din șpăgi. Evident că șefii vămilor aveau și ei partea lor. Schema era simplă. Agenții vamali primeau șpaga, o ascundeau în lenjeria intimă, iar mai apoi o împărțeau cu superiorii lor, în toaleta din vamă. Și la Vama Sculen din județul Iași se aplica aceeași metodă ca la Calafat. După ce au fost ridicați de către procurori, unii dintre polițiștii de frontieră acuzați la această oră de luare de mită au făcut declarații incredibile. Recent capturat de oamenii legii și plasat de altfel între timp și în arest la domiciliu, șeful vămii din Sculeni, județul Iași, s-a plâns în fața anchetatorilor spunând că în alte puncte de trecere a frontierei de stat se fac și mai mulți bani din mită. Cu un tupeu incredibil, acesta a susținut în fața anchetatorilor că în vămile dinspre Republica Moldova către România se obțin sume uriașe de bani, de până la 1500 de euro, în timp ce ei făceau doar 150 de euro. După descinderile procurorilor în vămile Calafat și Sculeni, zeci de vameși au fost arestați, iar în cazul fugii lui Cătălin Cherecheș, prin Vama Petea, șeful poliției de frontieră a fost demis fiind acuzat de superficialitate. Și s-au dus numai pe aia, pe vamă. Că dacă mai luăm și pe frontieră, dacă mai luăm și pe altele pe acolo, o să ajungeți la niște sume absolut fabuloase. Apropo, dar îmi place că ăla de la Sculeni, bă, om de est. Și avea și omul dreptate. Poveste treaba. A stat eu de vorbă la un moment dat cu un domn care a lucrat într-unul dintre punctele vamale din sudul țării de undeva și îmi spunea că la un moment dat a fost detașat o perioadă la Vama Borș. Și a zis, frățioare, nu mai venea să mă întorc acasă? Occident! Venea la sărăcie la noi. Doamne, apără și păzește acolo. Și erau vremuri frumoase. Pe vremuri când, mă rog, răsăreau niște oameni politici de nădejde, Igaș, Falcă, mă rog, erau vremuri alea bune la momentul respectiv. Frate, deci magazinul dintre cele două puncte de frontieră e un băiat de acolo, da? Și te duci și lași la caserie direct, nu? E frumos, elegant. Era un film când ne-am numai așa, afacerea Pigosa, nu știu că afacerea Pigosa, când ne-am noi mici, Alice, și era, atunci am învățat eu prima dată și eram șocat, erau cu un polițist corupt. Și ăla se ducea la... Erau toți negri, mai avem voie să le zicem, pe Port, pe la Marsilia, toți care erau pe corupție. Afro-americani. Și se ducea și le dădea 5 franci și aia îi dădeau restul 100. Cred că așa e și la magazinul ăla. Te duci, cumperi un cartuș de țigări, lași și tu 2000 de euro, că atâta crezi că valorează și să rezolvă. Și ai plecat cu el. Da. E un pic sensul invers. Dar știi că ăla avea dreptate când spunea de la Sculeni. Haideți, domne, v-ați luat de noi. Păi da, pe bune. Da, ia cu 5 de mai. 5 euro, 10 euro, de... euro, da? Dar ia uitați-vă pe vama cu Republica Moldova, ce e cu țigările. Că știi că se aduc țigări netimbrate. În medicamente. Un fost ministru al finanțelor publice de la mijlocul anilor 2000, da? Care mi-a povestit că în a doua zi, când a ajuns la minister, la un moment dat au năvălit peste el în birou niște inși, da, care au spus că ei sunt de la vamă, reprezentanților de la vamă, și au pus lângă masă o sacoșă cu bani. What? Da? Și au spus directly, am venit să aducem, că a trecut luna sau ceva de genul ăsta. Nu, a trecut luna. Și eu ce fac ăștia? Păi sunt pentru partid. Asta era toată chestiunea respectivă. Și ăla a zis, bineînțeles, el, plecați dumne de aici, terminați așa mai departe, dar a zis că s-a îngrozit, că a apucat să vadă despre ce este vorba. Da? Vorbeam despre sume foarte mari. Deci probabil că băieții ăștia ce colectează la rândul lor, ca să-și mențină poziții, au
Vrei să vorbim despre vama Constanța, unde intră containere? Adică eu aici vorbesc de un portbagaj de țigări netimbrate, da, pentru care se dă. Dar acolo, la containere, cu chinezării, cu produse falsificate. Stai un pic, că uite, spre exemplu, lasă chinezăriile, Alice, cu droguri, că despre asta vorbim. Dar nu ne-a găsit nimeni niciodată. Zicem că ar fi printre portbagaje. Uneori la o furtună mai ies pe plajă la Constanța. Uneori, da, exact. La câte o furtună. Și că și săptămâna trecută a fost o furtună. Un kil. Și-a buvnit un kil de cocaină. Un kil mare. Normal. Da. Cât e un kil, cât are? Păi, dar îți dai seama că dacă e 100 de euro gramul... 1000 erau... de gram? Ăștia au dat acum o chestie. Ăștia-s bani. O nimică tot. Să monitorizeze. Un vame de la scule îi trăgea până sunt dimineața 100 de mică. Dacă băga o tură dublă, cât să obosească? Mie îmi place cum deodată înțelegi, după ce apare câte o chestie de asta cu un fugar, da? Nu știu ce... De toți la... ne dăm seama. Bă, nu, dar toți care ne... Dar ăștia de la autoritățile, ministru, da, șeful poliției de frontieră, toată lumea, bă, da, toți constată deodată că avem corupție în văm. Auzi? Bă, fraților... Eu mi-închipui acum o discuție, deci după ce am demonizat, auzi, am făcut-o de baramuc, să nu știu ce, o discuție între Ciolacu și Nehammer. Să-l întrebe Ciolacu, v-ați mai răzgândit cu Schengen-ul? Și Nehammer să-i răspundă, l-ați adus înapoi pe Kerekeș. Da. Deci noi eram ăia cu... punctele de frontieră care funcționau perfect. Din punct de vedere tehnic eram toți. Era o urgie a austriecilor. Iar ADS-ul, contractul de securizare a frontierelor, că tot se vorbește la ora asta, ne-a costat tot cam pe acolo. Un miliard. Da? 800 și ceva de milioane. Un miliard de aia când banii erau bani. În anii 2000. Da, asta era un miliard. Când a vorba lui Cristoiu, mă, păcu, în 2023 a plecat la cu taxiul, mă. Mă, cu taxicou, nici măcar cu Uber-ul sau cu Bolt-ul, mă, vrea cu taxiul. Ar fi avut o mașină cu galbe, număr de București, mai degrabă ar fi atras atenția decât într-un taxi de Rahat. Număr de Arad. Că zici, oricum, număr de Arad, de satul mare, de ce era acolo, să se ducă în trafic, Seger, să-și cumpere ceva, deci, de mâncare și să întorc. O să lucrează, avea și față, probabil că a plecat cu fața așa mai cătrănit, Kerekeș, și-or fi zis, ăsta lucrează pe undeva, la mortar. Avea față de sculer matrițel, Kerekeș. O să dăm 10 de milioane de euro pe sistem de monitorizare prin satelit a pădurilor, în condițiile în care problema nu e când se scoate lemnul din păduri, știm că se scoate, cine îl ia, problema e că iese din țară, fix la vamă, adică în loc să controlăm granița, noi controlăm lemnul. Iată, mi se pare fabulos faptul că o țară întreagă a asistat la momentul în care soacra lui Kerekeș, filată fiind de băieții ăștia, nu știu ce, ajunge să negocieze cu mama judecătoare, cu nu știu ce, și mai departe, deci chestia aia au monitorizat-o ăștia de la DNA, bă, dar plecarea lui Kerekeș s-a oprit la momentul condamnării și așa mai departe, s-a petrecut fără ca nimeni să bage de seamă. Bă, dar ce deci... interesant, că nu știu dacă ați remarcat, printre destituirile anunțate, de acolo era și șeful de la 2 și un sfert. Da. Ăla de la 2 și un sfert n-avea cum să fie, domnul colonel, dacă greșesc, corectați-mă, implicată treaba asta cu Kerekeș, decât dacă în mod absolut democratic avea un mandat de firaș pe el. Pentru că altfel, ce treabă are șeful de la 2 și un sfert să monitorizeze civili? Vă spun eu aici, filajul nu poate interveni. Filajul da, dar poate anunța. Poate anunța șefii lui ai filajului, păi, ca să intervină. Care șefii lui ai filajului anunță pe ea, pe vecini. Asta se, astfel se justifică. Bă, vedeți că aveți unul care se pregătește să o ia pe bună. Au întârziat sau n-au făcut... Existau niște reguli interne. Sau l-au ajutat pe om. Că erau de acolo. Sau au închis ochii la niște aranjamente pe care le știau. Existau niște reguli interne tâmpite care, de exemplu, spuneau că în momentul în care începe, deci intră în judecată dosarul penal, nu mai e voie să emiți mandat de urmărire. S-a renunțat la chestia asta. Ei, nu, dar stați un pic. Când a fost cazul? Eu am un prieten care a făcut, dar și murit între timp, care și-a luat 10 ani de condamnare, Alice îl cunoaște, pe dosar de la DICOT, cu 2 săptămâni înainte de sentința finală, în cazul Rafo, știi foarte bine, l-au chemat pe om și au zis, ai control judiciar. Păi de ce, ce dracu, asta am făcut pe aștept? O golănie mai mare aștept decât sentința. Asta nu există. Ai control judiciar, de ce, ca să nu pleci din țară? Să fim noi siguri că nu pleci din țară. Același lucru l-au făcut lui Gigi, dacă ți-aduce aminte, când avea gândul de Dubai. Dar controlul ăsta judiciar se dă așa când ți se năzare, ție?
Același lucru l-au făcut lui Piedone. Și lui Cherecheș la fel, l-au pus în control judiciar în septembrie, când dosarul a ieșit în pronunțare în octombrie. Păi și la ce l-au pus? Asta e altceva. Dar nu poți să pui un om care este în ultima cale de atac poți în control judiciar, adică tu asta nu înseamnă că te antepronunți, că îl condamn. Păi ce rost mai are procesul? Păi și acum eu te întreb, dacă lui ăsta ai pus control și nu ai avut grijă să-l controlezi. Controlul nu înseamnă că stai călare pe el. Sigur că înseamnă și în formă de... Da, Vic, știu ce zici. Dumnezeu vorbim. Tu știi că mandatele de supraveghere nu se cer în orice moment. Întâi îl asculți pe la păblat. Da. Două, trei zile, o săptămână, două. Democratic vorbim. Exact, până când vezi că e de rost. Și pe urmă te duci, nu te repezi la nebunul. Mai am ceva. Pe lunga lista alora destituiți, deci există șeful 2 și un sfert Maramureș și alături de el șeful Direcției de Operațiuni Speciale. Da. Tăticu, când e și 2 și un sfertul și operațiune dosul specială, no, nu, dosul, păi nu, iartă-mă, păi înseamnă că ăsta avea coadă tot timpul, da? Păi da, da? Deci... Și dar, absolut întâmplător, el a plecat cu vecinul taximetrist. În cazul Cherecheș, ne-au amețit acum cu aceste destituiri. Nu, domnule, eu aștept un raport complet. Să iasă ministrul, domnul Predoiu, să ne spună, bă, noi am încercat, le-am pus pe aia de la DOS pe urmele lui, l-am pus pe ăla de la 2 și un sfert pe urmele lui, că am zis că poate nu rezolvă ăla de la DOS, i-am pus pe ei, las pe toți. Oricât ar părea de ciudat, deci, nu, el era foarte iubit acolo, în zona lui. În zona de votanță. Exact. Era foarte iubit. Convingea mai mult decât... Și plecarea lui, el nu s-a dus acasă sau undeva pitit pitula, el a plecat din primărie, da? Adică asta a zis, domne, iată ce om, așteaptă sentința la locul lui de muncă, la jobul lui, să lase hârtiile în ordine. Să nu păi cine a Gigi n-a așteptat sentința în Parlament? Am zis că omul a avut o rețea întreagă, mă. Deci omul era jupân în zona respectivă. Da. Știa, știa pe toți și pe ăla de la DOS, și pe ăla de la 2 și un sfert, și pe ăla de la... și pe taximetrist. Taximetristul i-a fost dat special în toată povestea. Tu crezi că e riscat să se urce, să se urce într-un taxi cu unul care ar fi putut să spună dă-te pe jos, lasă-mă n-ai bine, că tu ești Cherecheș, vrei să fugi din țară, am auzit la radio că te-au condamnat. Deci Robert n-a riscat nimic, am stabilit lucrul ăsta, da? Și orică a plătit, orică s-a bucurat și de afecțiunea, simpatie, că afecțiunea e prea mult, dar unor oameni apropiați. Absolut. Care întâmplător lucrau în structurile de poliție și de servicii secrete. Care să se zgârcească. Deci fiți atenți, facem un experiment și mâine vă spun. Mă sui în mașină acum când terminăm și nu spun nimic șoferului și doar îl pun să dea căldura la maxim și când s-aburește îi scriu pe ce geam. Mă, că sună la 112 pe loc. Să văd dacă... Că sunteți așa iubit în București cum e Cherecheș în Baia. Vrei, mă, să... Corect. Încearcă să treci și granița. Îți dau eu cartea mea de identitate. Poate să mergi. Zice, bă, nu seamănă cu Turcescu că nu-i bolnav la păr, cum a zis Gabi Oprea. Nu da, da, domnule, actul e bun. În cazul în care telefonul șoferului era ascultat, iar ăsta s-a urcat fără să zică nimica, iar el a pornit pe traseul stabilit din vreme, acesta este alibiul șoferului, ca să spună, a scris pe geam, de-aia n-ați interceptat voi audio că mi-a spus destinația. Dar eu nu știam dinainte, eu nu sunt complice. Asta e singura explicație. Dar nu vi se pare că șoferul ăla e cam vorbărăt? Și e cam bogat? E bogat? Da, am văzut că a condus. Nu spune că șoferul are declarație de avere. Ce că nu e funcționar. Nu, nu, dar cred că era șoferul lui de foarte mult timp pentru că avea niște televizoare în casă destul de scumpe, adică eu nu mi-aș permite așa ceva. Uite, și ofraierul nu și Bentley și Porsche. Adică o ducea bine. Ducea Bentley și Porsche? Da. Bine, nu erau ale lui. Evident, dar era angajat. Ce lume românească e asta, bă, și noi o ratăm, înțelegi? Da, tata, să jurnalist. Ești ceva. Să ne apucăm și noi de Glovo, de taxi, da? Da. Hai, tata, sosi moment. Da, eu zic să ne apucăm de școală, deși pare riscant. Breaking news. Pe final, așa de plecare, înainte să scriu cu degetul pe parbriz, vă prezint un material cutremurător despre dezastru din școlile din România. Cum au ajuns elevii noștri odată, eminenți, dar nu neapărat toți, de la droguri și sex, să poarte asupra lor cuțite, spray-uri și lacrimogene și chiar să înjunghie profesorii și ce device de ultimă oră a fost instalat într-o cancelare, vedeți în materialul următor.
O elevă de 16 ani a înjunghiat un profesor. Atacul cutremurător a avut loc la Colegiul Tehnic Traian Vuia din Oradea, chiar în biroul directorului adjunct. Totul ar fi pornit de la faptul că eleva ar fi fost prinsă noaptea în internat cu un băiat elev la același colegiu. Drept urmare, pedagogul a anunțat conducerea școlii, iar directorul adjunct a chemat-o pe mama elevei la școală. Pedagogul de noapte a surprins pe un băiat la fată în cameră și a spus să coboare jos și de acolo a degenerat toată. Fata a fost venit pregătit azi dimineață cu un cuțit. În timp ce toți se aflau în biroul directorului adjunct, tânăra în vârstă de 16 ani și a ieșit din minți, a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe supraveghetor. În urma atacului, acesta a ajuns de urgență la spital direct pe masa de operație. A fost plagă înjunghiată, hemitoracele stâng posterior. Este un risc întotdeauna, adică aceste plăgi, de aceea a și intrat în sala de chirurgie toracică să fie explorat, să fie tratat corespunzător. Momentan sunt în stare de șoc. O tot s-a ajutat în fața ochilor dumneavoastră. Da, și a mamei și a colegelor mele, doamna dirigintă, doamna director adjunct și a domnului supraveghetor de noapte. Sunt de 26 de ani cadru didactic în școala asta și n-am pomenit așa ceva. Eleva se află acum în custodia poliției. Ea trebuie să dea explicații de ce l-a înjunghiat pe pedagogul în vârstă de 41 de ani care are 3 copii acasă și a fost la un pas de moarte. Droguri și cuțite au fost găsite și la un bal al bobocilor al unui liceu din Râmnicu Vâlcea. Jandarmii au găsit asupra unor tineri care luau parte la eveniment droguri ascunse în încălțăminte. Cei doi tineri au declarat că substanțele cunoscute sub denumirea de cristale erau pentru consumul propriu. Ulterior, asupra altor doi tineri, jandarmii au descoperit un cuțit cu lamă pliabilă și un spray lacrimogen. Nici în capitală situația nu e mai roz. La Colegiul Național George Coșbuc, din sectorul 2 al capitalei, cancelaria era dotată cu un dozator de bere. Asta în contextul în care, în perimetrul unității de învățământ, le este interzis elevilor consumul de droguri și băuturi alcoolice. Totuși, conducerea școlii a specificat că, după renovare, dozatorul de bere a dispărut. Dozator de bere. Nu, deci visul, la faimosul liceu Coșbuc, la unde e cu... L-a adus profa de engleză aia. Deci n-am auzit în viețișoara mea de dozator de bere liceu. Îți dai seama, unde am făcut eu școala acolo la mine, la țară, la Sinaia? Clasa mea era prima de lângă cancelarie. Tu stai să vezi dacă aveam dozator de bere la cancelarie. Doamne, apără-mă, n-am auzit. Bă, la liceu de elită Coșbuc, Dane. Știi cu cât se intră? 9.50-9.60 se intră. Dar cine a ce dozator acum? Dar doamna de engleză, la eu. Doamna de engleză de bere. Are un doamna bar. De engleză are probleme. Are un bar la o stradă de distanță de liceu. Eu, bă, mă, poate e prins o sală la bar. Te aduci și la colegi. N-ai voie la o stradă distanță. Nu există așa ceva, n-am auzit în viața mea așa o nebunie. Domnul colonel, la dumneavoastră acolo aveați și noastră, nu știu, la comenduire, un dozator, un de ceva. De cristale, de bere, de ce? Serios, domnule, noi aveam armament pe mână, vă dați seama. E extrem de fericit. Că și ăștia mici o armă în pământ, da, dacă îi vedeți, după cum vedem. Ați văzut ce bricege manevrau? Ați văzut bricege? Lucrezi pe documente secrete și cu arme, alcool pe deasupra, păi când îi prindea pe câte unul că venea abțibuit, că îl trebuie să se amăsea cu o zi înainte, ieșea câte un scandal monstru. După deci aceea... cum ar fi, zic ca la aia, zice, bă, ți-am suflat, zice, bă, am să-ți dau o bere, hai la cancelarie. Dar în Vâlcea, o fată de 11 ani azi plănuia cum să omoare pe o colegă de ei și spunea totul pe WhatsApp pe grupul de școală, 11 ani. Pe grupul școlii? Da, școală la fel de elită. Păi dar stai liniștită că ăla care a vrut să o gâtuie și era la să fel iasă se pe profesoara de japoneză a anunțat că pe o grupul face. Clasei. Lasă-l că e în arest la domiciliu încă. Și ăsta ți-e client? Ți-e milă, știu că să nu zic. Băiat ok, acum aș da seama. Doar a vrut să ia gății, o profesoare de japoneză. E la modă acum. E un copil cu viitor. Tot din cauza liceului ăsta oribil, în care... Da, liceul e de vină, deci... da, sunt convins. Unii copii nu vor să devină așa.
Așa. Unii copii sunt chiar cu minți și educați. Da. Auzi, dar știi că Lufiutul, Lufita l-a trecut până când au liceu să ia gâții. Nu, tocmai aia zic că liceul e de vină. Mediu. Copiii vin de acasă educați și au o perspectivă frumoasă. Dar ajung la... Vezi, dacă era școala bună, la corect. Nu se mai duce la școală, să nu se strice. Vedeți, copii, nu vă duceți la școală că vă strică liceul. Plecați ca lumea. Anturajul e de vină. Anturajul e de vină. N-am anturat destul în seara asta. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Vă aștept la o bere în Cancelarie. Până atunci, vă las cu Flaviana. Bună seara, Flaviana. Victor, bună seara, bună seara tuturor. Fără bere vă aștept la o ediție specială a știrilor România TV. Veți vedea un angajat de la ISU ajuns în comă la spital după un accident teribil cu ATV-ul. Momentul în care ATV-ul se răstoarnă de 3 ori, nu odată, a fost surprins de camere. Vom vedea imaginile împreună. Și un alt incident șocant în trafic. Un puști de doar 14 ani care pur și simplu a scos pistolul. Motivul îl aflați imediat. Protest în Parlament după tunul de 1 miliard de euro. La ce s-a ajuns între demnitari, veți vedea în jurnal. Și un caz șocant, clienții băncii au ajuns cu tot cu podea la subsol. 3 oameni au fost răniți în urma incidentului, unul este în stare gravă, detaliem totul în jurnal. Pe de altă parte, un nou ciclon amenință România pentru că nu scăpăm de vremea rea. Avem prognoza de ultimă oră unde vor lovi de data aceasta fenomenele extreme, aflați în direct de la meteorologi. Și blocaj național în 2 instituții cheie care au intrat în grevă generală, mii de oameni care se revoltă pentru bani, evident, dar ce se întâmplă mai departe, aflați imediat. Urmărim și scandalul șefilor la cuțite, care acum se mută de la televizor în instanță. 3 dosare cu foștii șefi, cum vor acum să-i aducă înapoi. Toate informațiile, dar și alte știri vin imediat.